Dar veniți, avem în față Nexatul. Uh-huh. Tractorul foarte, foarte cerut de către voi. A venit acum într-o variantă, eu nu cred că este varianta finală, cred că este pur și simplu așa un început, după aia se vor mai construi, cred eu, ceva modele mai detaliate. Dar în momentul de față îl avem și îl avem funcționabil, poate nu ca cel din realitate, pentru că nu face decât să recolteze asta, nu și alte munci agricole și cam asta este ideea la Nexat, dar hai să vedem ce are acest model. În primul rând putem să vedem că tractoarele logic sunt făcute mai bine, tractoarele în general. Ăsta e cumva un Frankenstein, adică avem roți, cauciucuri luate de la tractoare, avem cabina luată de la tractoare, dar după aia avem și câteva bucăți modelate, se vede mai în fugă așa, o leacă. Adică nu avem zone rotunjite cum trebuie, nu le avem de asemenea texturate cum trebuie. Sigur, avem niște nituri pe aici, știi? Dar după aia, în alte părți, se vede că lipsesc detaliile. Dar, dacă treci cu vederea de treaba asta, bă, e destul de decent, nu are erori, funcționează bine și ca mers, funcționează bine ca și comenzi și hai să-i dăm aici o talpă. Gen, uite, avem ecranele care se aprind, da, mă uit în detaliu la lucrurile astea, nu știu dacă oglinzile ar fi așa orientate, dar... Bă, ce se vede în ele este realistic. În spate avem într-adevăr o plantație de sugarcane. Deci trebuie să de zahăr se vede, deci oglinzile funcționează. Volanul și el rotunjit, deci în regulă. Avem vizibilitate, aș putea spune 360 de grade și se numește Leaser și nu Nexat, pentru că nu există niciun fel de parteneriat în momentul de față și de asta brandul nu trebuie să fie realistic, ca să fie totuși de pe ModHub. Aici la direcție, da, funcționează un pic dubios, pentru că, uite, spre exemplu, dacă facem la dreapta, fiecare roată are un ax mai ciudățel așa, zici că-s roțile alea de la motocicleta lui Batman. Pix așa funcționează, logică, una virează într-o parte, alta în cealaltă și așa ne permite nouă să facem un viraj mai strâns, pentru că, logic, la cât e de mare, trebuiește. În rest, avem așa, 41 de km pe oră, viteză de transport, deci o viteză destul de ok, aș putea spune eu, pentru un astfel de utilaj, și 1000 și ceva de cai putere, deci o nebunie de asta, puțin dubios așa când mergi cu el, că evident trebuie să ții cont că în dreapta ai mult, dar pentru transportul pe stradă, poate vă întrebați, ok, cum mergem pe stradă? Păi, îi facem șmecheria asta. Se apasă X-ul și în momentul de față singurel își modifică direcția, roțile, axele. Nu cred că o face foarte realistic, cel puțin mie nu prea mi se pare. E, și acum suntem în modul, uite, și-a modificat și cabina, și acum suntem în modul de transport și cu el putem să mergem pe stradă, pentru că acum suntem, logic, puțin tel mai înguști. Beleaua cu modul ăsta, uite, din nou alt, vezi, fix unde ar fi venit cabina, vedeți chestia asta. De asta zic că sunt lucruri luate de la alte tractoare. Cabina clar e luată de la un alt tractor, logic, și aici ar fi venit în continuare capota cu motorul, dar nici nu măcar creatorul nu s-a mai deranjat să pună, nu știu, un fade negru sau o textură, ceva aici în față, măcar să scrie ceva pe ea, pentru că așa pare urâțel. Deci mie unul, da, nu știu că cel din realitate are așa, dar mi se pare dubios el așa un pic. Acum, problema cu transportul e că dacă iei viraj la viteză un picuț mai mare, tinde să se comporte dubios. Gen, uite, se lasă așa un pic pe o parte și pe cealaltă și uneori tinde chiar să se și răstoarne dacă prind suficient de multă viteză. Ia uite, hați. Ia să băgăm un pic la 41 de km pe oră. Uite, se lasă și cumva tinde să se buguiască roțile, pentru că direcția nu funcționează ca un tractor normal, știi, și cred că din cauza asta. Unghiul de întoarce, uite, vezi cum face, uite, când încerc să fac stânga-dreapta. Deci e o nebunie de asta și cred că cu puțin efort ai putea să-l și răstori. Ce stă prin spate? Să ceva GPS se pare aici. Acum, hai să vedem cum și funcționează, evident. Avem descărcarea pe care o putem lăsa în pace pentru că durează câteva secunde și în pachetul ăsta el mai vine și cu un atașament. Nu este header, este un atașament și el funcționează ca un Uger Wagon, dar și combină în același timp. Sau, de fapt, da, hai să zicem așa, combină cu bunker mai măricel. E, avem aici modalitatea asta de transport cu un trailer care vine și el în... Deci sunt trei lucruri, da? Avem Nexatul, remorca, asta albă de la Kron, plus atașamentul verde. Sunt trei lucruri care vin acest mod. Și normal se transportă Nexatul singur, gen în modul de transport, după care vii cu atașamentul ăsta pe remorcă, că de-aia ți-o dă. După care, unde ești tu gata să o pui,
apeși tasta X și ți-o lasă printr-un sistem de IT runner. Uite, o pune aici jos acolo frumos. După care, evident, o decuplăm. Retragem. Ia să vedem astea. Deci vine așa. După care așa. Perfect. Și după aia poți să te duci, eu știu, cu hopa, cu remorca, nu știu, în altă parte, habar n-am. Sau o pui pe marginea terenului și aștept să termine treaba la terenul grandios, pentru că, da, Nexatul funcționează foarte bine la terenuri mari și header-ele trebuie să fie de 13 metri. Funcționează în special cu cele de la John Deere. Hai să mergem să și cuplăm. O să facem așa un pic de cerc ca să pot să mă orientez cum trebuie. Hop, stai așa. Nu, volanul este în regulă. Clar, trebuie musai să ai grijă la partea din dreapta, vezi? Deja am probleme cu chestia asta. Și încerc acum să vin prin învăluire. Mamă! O să-l mut un pic. Clar trebuie să faci chestia asta de câteva ori până te obișnuiești, pentru că e ceva dubios să-ți dai seama. Bun, și după aia venim așa. Am îmbrățișat-o, am cuplat-o și mai departe mergem, pentru că acum avem o combină. Eu momentan eu nu înțeleg logica, dar în fine, na, la 13 metri, nu știu, unul preferă o combină, mie mi se pare un pic mai ușor de manageriat o combină. Ah, și putem de asemenea să schimbăm și sensul roților, deci cum ea ia combina virajele. Așa, după care putem să atașăm acest header, da? Putem să lăsăm jos și putem să îi dăm, evident, ia stai așa că avem și unfold aici. Care este ea? Asta este unfold-ul, perfect. Asta este bunkerul în care vor intra grânele, practic. Și așa descărcăm și noi într-o remorcă. Hai să vedem și cum funcționează toată treaba asta. Deci o avem pusă jos, îi dăm un start și se pare că funcționează fix cum scria și în descriere. Deci avem un pic de animație aici. Grânele vin descărcate cu alea și cumva împinse în toată lungimea bunkerului. În dreapta jos capacitatea este foarte mare. O să intrăm acum în magazin să vedem și cât costă. Ce e puțin dubios, dacă mă întreb pe mine, e că camera urmează de fapt cabina. Urmând cabina, iese din cadru, vezi? Iese partea aia din cadru. Deci mi se pare că în momentul de față camera este prost plusă, de asta pusă. De asta zic că cu siguranță vom avea și alte versiuni ceva mai bine făcute. Like, așa trebuie să dai zoom out foarte mult ca să poți să vezi totul și deja pare un joculeț micuț, adică nu prea e ce trebuie. Luminile, da, le avem, sunt aici, nu este cu stres, luminile funcționează și ele, într-adevăr. Sunt curios totuși ce capacitate la buncărare, pentru că observ că, bă, nu prea se pune. Și văd că lasă cumva pe aici pe jos, uite, lasă și paiele, deci asta este de foarte, foarte bine. Lățime de lucru, 13 metri, cât este header-ul. Bineînțeles, poți să pui ceva header mai mare, acum pe riscuri dacă funcționează. Acum, hai să vedem și în magazin drăcia asta. Dacă, deci pe asta o găseam la, ia să vedem, la Large Tractors, da, e la Large Tractors aici. Este Nexatul, care are un nume un picuț mai dubios, WSVS, mă rog, da, e Nexatul, da? Bun, și normal, ca să poată să-i găsească un nume, să n-aibă probleme cu copyright-ul, îl numește Wide Span Vehicle System. Puțin cam plictisitor, dar în fine. Ideea e că vine cu 1156 de cai putere. Problema e că nu vezi acești cai putere acum sub forma de combină. La o combină, de obicei, nu trebuie mai mult de 400 de cai putere. Deci avem mulți cai putere, nu știu ce facem cu ei, știi, îi avem aici. Și avem 41 de kilometri pe oră, după care, dacă ne ducem la atașament, pe ăsta îl găsim aici, la miscellaneous, la ditoate pentru toți și, ia să vedem aici, ah, da, aici mi se pare că găsim și trailerul, dacă nu mă înșel, uite-o aici. Iar bunkerul este de 23 de tone, bă, bunkerul face parte din clasa aia mare de combine, practic 24-26, am nimerit la niște John Deere de-astea pe varianta de USA, gen foarte, foarte mari. Deci clar, dacă e peste 20 de tone cu capacitatea, e ceva grande.
Și dacă nu găsiți în magazin și remorca, dați click ori pe ăsta, ori pe tractorul Nexat, după care jos aici la C, Combinations, îți arată celelalte lucruri cu care se combină. Remorca costă și-a 39.000 de euro și vine deja cu atașamentul IT Runner plasat, așa că o poți folosi doar să care atașamentul ăsta, gen bunkerul de la Nexat. Și atât. Din păcate, nu mai poți să mai folosești la nimic altceva. Iar Nexatul în sine costă 400.000 de euro. Fără multe posibilități, putem doar să schimbăm gen culoarea. Avem culoarea la, hai să zic, șasiu, dacă vrei, și culoarea principală pe care o putem schimba aici. Atât. Deci astea sunt singurele posibilități. Aici la design avem EU, dar se referă la semnele de atenționare, astea cu dungă albă și dungă roșie oblic. Sau vine pe partea de triunghiuri, dacă vrem varianta de US, depinde pe ce hartă joci. Și atâta. Atâta face momentan. Să vedem dacă pe viitor, într-adevăr, vine cu o mai mare librărie de atașamente, pentru că Nexatul cam asta ar trebui să facă, ar trebui să întrunească toate muncile într-o fermă, adică să avem ditoate la niște lățimi mari de lucru, cai putere, babani, nu? Despre asta vorbim. Linkul este în descriere dacă vreți să-l încercați și voi. Și până data viitoare, v-am salutat mai bine. Pa, pa!